Bun, am ajuns în abatorul lipit fermei Gherguț din Prăjești, județul Bacău, și te-aș ruga să ne spui ce piese sunt aici și cum le-ai obținut. Aici avem trei piese importante din carcasa de vită Angus. Aici avem partea de tibon, unde se fac felii de tibon undeva la 20 cm. Asta este de pe spatele animalului. La fel avem lângă tomahawk, care este un antricotul cu os cu coastă lungă. Și la fel se fac felii cât este coasta de lată. Și în continuare la tomahawk, tot pe șina spinării, avem antricotul, unde se scoate ribaiul, foarte bun pentru grătar. Deci aceste piese, la rândul lor, vor fi feliate. Da, întâi curățate, pentru că ele sunt așa cum le vedeți, pentru că sunt maturate, 20 de zile. Apoi vor fi feliate și ambalate una câte una și vândute așa. Ce înseamnă maturare? În ce condiții sunt maturate? Maturarea înseamnă să lași carnea la o temperatură și umiditate controlată, în așa fel încât să scadă umiditatea din carne și ea devine mult mai fragedă. Temperatura fiind de cât? Temperatura 0,4 grade și umiditatea maxim la 80% de umiditate. Și aceste bucăți sunt deja maturate? Sunt deja maturate, da. Sunt 21 de zile maturate. De acum urmează efectiv toaletarea și vinderea la magazin. Sunt ambalate în ce? Le ambalăm în vid, în pungi vid, în fiecare bucată în parte. În modul, în așa fel încât clientul să cumpere direct bucata, să o pun direct pe grătar. Deci aceste bucăți nu sunt transformate în burgeri? Nu. Astea nu. Niciodată. Sunt pregătite pentru mers la gătit în bucătărie, exact, sub formă de fripturi. Exact. Bun. Și din burgerii din ce sunt obținuți? Ce piese trebuie să ai? Burgerii cei mai buni ies din coaste de vită, pentru că au procent bun de său și de carne. Și la fel și pieptul de vită. Bun, cam câte bovine tranșați pe lună aici? La început, când am deschis, tranșam o bovină pe lună. Acum a reușit să creștem un produce și tranșăm cam una la săptămână. Și spuneați că sunt cereri și din țară și le onorați, vă pregătiți să le onorați. Da. De aici merg la magazinul din Bacău. Da, noi avem un mic magazin în Bacău. Mulțumesc.